Fostul președinte Ion Iliescu este în aceste momente la parchetul general pentru a fi audiat în dosarul Revoluției. Cum comentați aceste acuzații? Credeți o responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat după funcția lui Ceaușescu? Aveți pe conștiința cei morți, domnule Iliescu? Ion Iliescu a primit calitate de suspect sub acuzație de infracțiuni contra umanității pentru acțiunile din zilele de 22-27 decembrie 1989. Aceasta după ce procurorii militari au dispus extinderea și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de Ion Iliescu. La data săvârșirii faptelor, Iliescu era președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale. Procurorii au stabilit că a existat o diversiune militară începând cu seara zilei de 22 decembrie, aceasta fiind principala cauza numeroaselor decese, vătămări corporale și distrugeri. Fostul președinte a fost citat și săptămâna trecută, dar din cauza unor probleme de sănătate nu s-a putut prezenta. În urmă cu puțin timp, avocatul Ion Iliescu a făcut declarații. Le vedem împreună chiar acum. De manipulare, povestea cu teroriștii, că n-a făcut nimic. Ion Iliescu este în aceste momente de la audieri. Cum veți răspunde în fața judecătorului dacă veți fi în judecată? Cum puteți dormi liniștit, domnule Iliescu? Cum puteți dormi liniștit? Criminalule, a venit timpul să plătești, la pușcărie să te duci, o zi măcar! Să te duci la pușcărie! Ion Iliescu s-a încheiat după mai puțin de o jumătate de oră, așadar audierea de la parchetul general. A fost chemat practic să-i se spună care sunt învinuirile oficiale. O infracțiune contra umanității, spun procurorii parchetului general. Aceasta este acuzația oficială. În acest dosar au mai fost pus sub acuzare Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, dar până și crainicul televiziunii române de la acea vreme. Bineînțeles, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, de fiecare dată când au existat audieri sau termene în aceste procese, sunt și protestatari care l-au întâmpinat pe fostul președinte, vorbe grele adresate lui Ion Iliescu, așadar audierea s-a încheiat, urmează să vedem ce vor face mai departe procurorii, care sunt pașii procedurali ce trebuie urmați. Avocatul fostului președinte spunea în urmă cu doar câteva minute că acesta a acționat cu bună credință și nici de cum nu poate fi vorba despre infracțiuni contra umanității. Haideți să revedem și declarația avocatului, o declarație făcută numai cu scurtă vreme, așadar. Cum a primit vestea că va trebui să răspundă pentru acuzația de infracțiuni contra umanității, acele suspiciuni de manipulare, povestea cu teroriștii, că n-a făcut nimic să preîntâmpine apariția morților? Deci nu comentez această chestiune, e o chestiune subiectivă, la care ar trebui să vă răspundă domnul președinte Iliescu. În continuare se consideră nevinovat, așa cum am mai declarat în alte dăți? Da. După cum ați observat în dosarul cu Mineriada, scenariul e același. A fost anunțat de către procurorul general faptul că acest dosar va ajunge în instanță, au fost stabilite niște termene, același lucru se întâmplă și astăzi în dosarul Revoluției. Deci dosarul va ajunge în instanță. Asta vă spun eu din perspectiva mea și din experiența pe care o am. Da? Și vom vedea. Din discuțiile atunci cu dumnealui se detașează de aceste acuzații, de acea responsabilitate? Bineînțeles.